Încă de la primele ore ale dimineții, turiștii, dar și constanțenii s-au așezat la coadă pentru a vizita Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Weekendul începe cu sute de turiști la microrezervația Delfinariu din Constanța. Plimbările în aer liber printre animale sau spectacolele cu delfini sunt principalele atracții turistice. Bine că este vremea bună ca să putem primi, cum se cuvine, solicitanții. Solicitări care sunt foarte multe, în această perioadă era normal. Unii au venit să vadă animalele din microrezervație, alții să-i cunoască pe Nini și Cencen. Au fost și persoane care au cumpărat bilete pentru toate atracțiile pe care le pune la dispoziție Complexul Muzeal. E altceva. Și copiii își amintesc întotdeauna de lucrurile astea. Am fost în urmă cu 5 ani și am zis că venim pentru copii. Am fost și la plajă și acum am venit și aici. Ce vă atrage? Spectacolele cu delfini? Da. Și pentru că cererea este mare, reprezentanții delfinariului au organizat spectacole suplimentare. O reprezentare suplimentară la ora 12.30 și urmează încă una să facem la 15.30, să facem astăzi în loc de 3-5 reprezentații. De asemenea, toate reprezentațiile se desfășoară conform condițiilor impuse de COVID-19, astfel încât oamenii să se simtă în siguranță. 70% din capacitate, așa cum cere legea, cu distanțare fizică, cu grijă față de purtarea măștii și cu intrare și ieșire făcută în ordine pentru a se preveni riscul de infecție cu SARS-CoV-2. Pe lângă microrezervație și delfini, oamenii mai pot vizita și planetariul sau pot face echitație.